Bună ziua, dragii noștri cititori Herald! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Învățăturile Maestrilor Spirituali, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Vă spuneam și în intervențiile, în materialele anterioare, foarte multe cărți despre maestrii spirituali le puteți găsi pe site-ul editurii, de asemenea și interviurile cu invitații noștri speciali, toate materialele le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Astăzi este alături de noi și îi mulțumim din suflet, îi mulțumim foarte mult pentru că și-a făcut timp să purtăm această discuție, doamna Liliana Popescu, profesor universitar. Vorbim despre un autor, mărturisesc sincer, un autor foarte drag mie și este o mare bucurie ori de câte ori am ocazia să vorbesc despre Alan Watts și despre cărțile lui. Alan Watts, Înțelepciunea nesiguranței, așa cum de fiecare dată venim și cu o recomandare de carte, Înțelepciunea nesiguranței, Alan Watts, în seria de autori, îi putem spune, în seria de autor Alan Watts a editurii Herald. Oricine are nevoie de un îndreptar de viață va avea un mare noroc dacă își va alege drept călăuză Înțelepciunea nesiguranței. Viața mea este încă ghidată de această carte, chiar și după 30 de ani, spune Deepak Chopra. Doamna profesor Liliana Popescu, cine a fost de fapt Alan Watts și cât de mult a influențat el sistemul de gândire occidental, cât de mult aș putea spune a schimbat paradigmele sistemului de gândire occidental în anii 50-60, la sfârșitul anilor 60, chiar începutul anilor 70, pentru că, după cum știm din istoria lui de viață, el s-a născut în Anglia, tatălui era preot anglican, după care a plecat și a predat în Statele Unite, în Chicago, a fost excomunicat, a plecat în Orient, a ținut extrem de multe seminarii, conferințe. Posibil ca aceste seminarii, conferințe și ritmul de viață foarte alert, mai ales la începutul anilor 70, să-i fi grăbit cumva sfârșitul. El a murit în septembrie, dacă nu mă înșel, 1973. Domnule Lucaș, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o invitație nesperată, întrucât eu activez într-un domeniu, să zicem așa, la antipoz, în științe politice. Însă l-am cunoscut pe Alan Watts, virtual, bineînțeles, și spiritual, acum vreo câțiva ani. Foarte interesant la îndemnul domnului Andrei Pleșu, cu care ocazional aveam discuții și pentru că am lucrat împreună în Ministerul Afacerilor Externe și am avut și o bursă la Colegiul Noua Europa și discutând diverse aspecte ale, să zic, parcursului meu intelectual, la un moment dat mi-a spus, zice, da, de ce nu citești Alan Watts? Și am început să caut Alan Watts și vreau să spun că mi se pare, în primul rând, că este un filozof. Este un filozof și din punctul ăsta de vedere, să zic că ne înrudim, pentru că eu însă mi-am absolvit filozofie și cred că îi înțeleg mai bine pe cei care termină filozofia, care absolvă, care studiază și așa mai departe. Și în Alan Watts se simte această vână de filozof. Știu mai puține lucruri din punct de vedere istoric, însă e suficient dacă citești Înțelepciunea nesiguranței să-ți dai seama ce formație enciclopedică avea acest om și dincolo de formația lui enciclopedică, el și-a conturat
propria concepție. El scrie în, să spun așa, cumva în tradiție budistă, din ce îmi dau eu seama, dar dacă ne uităm la ce scrie, el face niște comparații și extrapolări și vede asemănările de idei dintre budism, creștinism, Vedantă și așa mai departe, extraordinare. Deci omul Alan Watts a fost un gânditor independent. Și într-un fel și cartea aceasta poate fi văzută din acest unghi ca un om care gândește independent. Deci toată critica pe care o face, critică, eu îi spun critică, e un cuvânt pur și simplu, critica religiei ca dogmă, poftim? Și a lumii moderne până la urmă. Da, și a lumii moderne, da, bineînțeles, asta e partea a doua, da? Deci prima la adresa la religie și a dogmei și partea a doua, într-adevăr, la adresa lumii moderne și a felului în care funcționează. Și vreau să zic, dacă citești cartea asta, se aplică perfect zilelor noastre, pentru că el spune, lumea zice că trăim într-o perioadă de nesiguranță, istoric vorbind și așa, dar ceea ce scrie el este perfect adevărat și aplicabil lumii de astăzi, da? Doar că nu vorbește de social media, fake news și alte lucruri care circulă prin spațiul virtual de astăzi. Deci, pentru mine, Alan Watts este un izvor de inspirație și de multe ori când vreau să am așa un companion, dau drumul la YouTube la câte un clip cu Alan Watts, care întotdeauna mă inspiră. Deci, e un om special și care a influențat nu numai pe oamenii din epoca lui, ci influențează în continuare și va influența, pentru că are o minte atât de deschisă și dacă îi urmărești clipurile, este plin de autoironie. Plin de autoironie, un lucru foarte important pentru orice om, pentru sănătatea mentală a oricărui om și pentru sănătatea noastră mentală ca, să zic așa, în calitate, deci colectivitate. E foarte important să avem acest simț. Deci, un spirit deschis, senin și care influențează mult dincolo de perioada în care a trăit. Cam așa l-aș defini pe Alan Watts. Și aș putea să adaug la cele spuse de dumneavoastră și un, pe lângă un gânditor foarte liber, și un spirit cumva, aș spune, atipic, tocmai pentru că, așa cum ați menționat, este dincolo de orice dogmatism. În momentul în care am văzut cu ceva ani în urmă clipurile cu Alan Watts și fotografiile de pe internet, mi-am dat seama că de fapt acest om, dacă l-aș lua și l-aș pune într-un colaj de poze din anii 2000 și ceva, el s-ar încadra foarte bine. Pentru că a fost un mare vizionar și spuneam a fost și un gânditor atipic, pentru că el nu mergea pe varianta aceasta, hai să-i spunem, a ascetismului. Știm foarte bine că a avut și un număr de soții, un număr de copii, îi plăcea foarte mult în bucătărie, îi plăcea mâncarea, îi plăcea și vinul bun. Deci avea, să spunem, o latură hedonistă, da? Aceea legată de plăcerile vieții. Și chiar în timp ce vă ascultam, gândul m-a dus către o altă carte superbă, pentru că are niște cărți cu adevărat minunate. Este vorba despre Viața ca extaz, Natura, Femeia, Bărbatul. Da. Da, deci sunt de acord cu dumneavoastră și cumva în sensul că este un gânditor atipic, oarecum un gânditor rebel. Mie mi-a venit în minte, pentru un motiv oarecare, sau nu neapărat, Bertrand Russell,
care cumva vine în aceeași, sau se aseamănă mult, ambii fiind britanici, dintr-o societate foarte convențională și totuși care, sau poate, nu neapărat totuși, poate tocmai pentru că sunt britanici, au avut această deschidere și acest spirit liber, să spun. Deci Bertrand Russell este unul dintre gânditorii mei preferați și chiar am o semnătură, semnătura mea electronică pe e-mail are un citat din el care spune că din când în când e bine să-ți revizuiești lucrurile pe care le consideri absolute, definitive și perfect adevărate, pentru că lucrurile se schimbă și s-ar putea ca între timp lucrurile să stea altfel. Deci e bine din când în când să-ți dai un check-up. Deci din punctul ăsta de vedere, Russell și Watts sunt asemănători. Da, deci este o bogăție foarte mare în gândirea lui Alan Watts și ceea ce poate ne... sau pentru noi ca europeni, este mai accesibilă gândirea lui, a lui Alan Watts, pentru că este un gânditor care, format în Marea Britanie, în cultura occidentală, s-a dus în Orient și practic a adus și cumva face mai digerabile ideile orientale, ideile budiste orientale și nu numai, pentru publicul occidental și probabil că în asta, sau asta este o părticică din actualitatea lui. Ascultându-vă, chiar mă gândeam că cumva Bertrand Russell mi-a influențat și mie adolescența, clasele a 11-a, 12-a și e o carte foarte interesantă în colecția Matesis, dacă nu mă înșel. Bertrand Russell, Religie și Știință, o carte cu totul și cu totul admirabilă pe care o recomand cu drag. Întorcându-ne la Alan Watts, mesajul din această carte... Înțelepciunea nesiguranței, adresat de Alan Watts lumii occidentale, este la fel de puternic și astăzi, așa cum spuneați mai devreme, la fel de actual. Petrecem prea mult timp încercând să anticipăm și să plănuim viitorul, apropo de anxietatea și perioada pe care noi o parcurgem acum de câteva luni încoace, apropo de anxietatea și neliniștea cu privire, teama cu privire la viitor, ce se va întâmpla. Încercând cumva să plănuim viitorul prea mult, nutrind nemulțumiri despre trecut. Deci, iată, la un moment dat, Alan Watts vorbește despre aceste două probleme, și anume faptul că stăm cu această teamă și anxietate în ceea ce privește viitorul pe care ne-am dorit cumva să-l controlăm, dar este imposibil de controlat pentru că este impredictibil. Iar pe de altă parte, foarte multă lume, din păcate, și lucrul ăsta reiese, mai ales în zona aceasta a relațiilor interumane, relații defectuoase și tipare relaționale defectuoase, problemele trecutului. Faptul că de cele mai multe ori rămânem ancorați în trecut, venim cu un soi de balast și de bagaj emoțional din trecut. Și cu siguranță, dacă nu avem control asupra viitorului, cu atât mai puțin putem schimba trecutul. Și la mulți, multora dintre noi, ne vine în minte această idee, aș spune eu, obsedantă. Ce ar fi fost dacă? Dacă aș fi făcut aia și nu cealaltă? Dacă n-aș fi făcut ce am făcut greșit? Și trăim întotdeauna cumva, spun eu, suspendați între trecut și viitor, nemai trăind de fapt trecutul, clipa prezentului. Prezentul, da, da. Da, deci asta e o idee majoră a lui, care sigur nu îi aparține lui exclusiv, vine din gândirea orientală, și anume că trecutul s-a dus deja.
nu se mai poate face nimic pentru a-l schimba. Poți eventual să schimbi perspectiva asupra lui. Dar apropo de ce spuneați, că cum ar fi fost dacă aș fi făcut așa, și în general tipul ăsta de gândire duce înspre sentimente de vinovăție, de rușine și alte sentimente care practic ne trag emoțional în jos și vibrațional, cum spun unii. Da? Deci a te gândi, sigur că mintea umană este un fenomen care te duce în trecut, dar problema pe care o pune și Alan Watts este să conștientizezi momentul în care te-ai dus în trecut și în ce fel te-ai dus în trecut. Și dacă nu-ți folosește la nimic, suspendă sau gândește-te la altceva sau simte că respiri sau simte că ai tălpile pe pământ sau simte că te atingi sau altceva. În general, gândirea, deci să gândești în prezent, în acest moment, cu privire la trecut, te duce într-un teritoriu emoțional nu neapărat benefic ție. La fel și gândirea despre viitor. Deci în viitor chiar nu avem niciun control sau avem un control limitat. Și aici este și mai rău, pentru că și mai rău în sensul că poți să te gândești la tot felul de lucruri la trecut, dacă te gândești s-a întâmplat ceva anume, da? Dar când te gândești în viitor, posibilitățile sunt nenumărate. Și eu am pe cineva foarte apropiat în familie care își face foarte multe griji pentru viitor și sunt mult și noi, și eu, și dumneavoastră, și probabil cu toții ne facem la un moment dat multe griji. Dar îi spun, zic, te rog frumos, zic, nu mai îmi spune ce s-ar putea întâmpla, că așa putem să inventăm încă 10 sau 20 sau 100 de posibilități pentru viitor. Zic, lasă că o să vezi atunci. Scenarii. Zic, hai să trăim scenarii. Acum. Scenarii, da. Care dar scenariile astea vin cu... Exact. Deci scenariile vin cu încărcătură emoțională. Și ceea ce spune Watts este... Ce este important este să simțim momentul prezent. Acum, momentul acesta, care de îndată ce am vorbit s-a și dus, cum s-ar spune. Sigur că lucrul ăsta nu este ușor de făcut. El nu face apologia unei trăiri în momentul prezent rațional, ci mai curând dincolo de gânduri. Și, deci un fel de fuziune a noastră cu ceea ce se întâmplă cu noi și în exteriorul și împrejurul nostru. Este și o vorbă, trecutul s-a dus, nu mai este, viitorul n-a venit încă, așa că avem doar momentul acesta prezent. În limba engleză este present, care este un dar. Deci momentul prezent este un dar. Și e o vorbă foarte frumoasă, care în engleză sună bine, dar în România se vorbește mult engleză, așa că mi-am permis să-l folosesc. Dragii noștri, am vorbit despre Alan Watts, despre personalitatea lui, despre cartea Înțelepciunea Nesiguranței, o carte aflată în campania Învățătului Maestrilor Spiritual, campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Nu uitați și de materialele, interviurile cu invitații noștri speciali pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. A fost astăzi alături de noi doamna Liliana Popescu, profesor universitar, că îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!